Bună ziua, vă salut, Tatiana. Din alegerile postite în 2 martie, vreau să transmit tuturor o primăvară minunată, o primăvară în care toate dorințele dumneavoastră să devină realitate, iar în continuare, noi nu vom lucra astăzi, ci vom discuta despre o problemă importantă, vom elucida un mister. După ce am lucrat Băscuța, Valentina, am avut atât pe grupul de lucru, cât și pe canalul de YouTube, întrebări despre dimensiunile Băscuțelor. Nu toată lumea cunoaște, nu toată lumea știe, există mărimi standard pentru a lucra aceste băscuțe. Însă le putem calcula și noi. Cunoscând circumferința capului pentru care trebuie să lucrăm, noi vom afla și diametrul. Diametrul fiind obținut cu ajutorul calculatorului. Acum fiecare dintre noi avem pe telefon și calculator. Dacă ne uităm bine, vom găsi această aplicație. În funcție de diametru, așa cum vă spuneam, eu am scris deja aici pe această hârtie, acest caiet, dimensiunile, diametru. Deci, pentru un copil între 0 și 3 luni, circumferința căpușorului va fi cuprinsă între 33 și 36 cm. Noi vom intra pe calculator, vom pune 36 împărțit la 3,14 și avem ca și total 11,46 cm, deci 12 cm. În felul acesta noi vom calcula, uitați-vă aici, pentru 1-3 ani, circumferința căpușorului este cuprinsă între 46 și 48 cm, deci vom pune 48 de cm, împărțit la 3,14 și avem total 15,28 cm. Deci vom lucra 16 cm. De asemenea, am întâlnit și această întrebare. Cât de înaltă trebuie să fie băscuța? Pentru înălțimea băscuței, deci noi vom măsura practic de la primul rând până unde vom termina bacul, până la ultimul, unde vom încheia. Și avem aici, pentru 0-3 luni, înălțimea va fi cuprinsă între 13 și 15 cm. Pentru 3-6 luni, înălțimea va fi cuprinsă între 15 și 18 cm. Pentru 6-12 luni, înălțimea va fi de 17-18 cm. Pentru 1-3 ani, înălțimea băscuței va fi cuprinsă între 18 și 21 cm. Pentru adolescenți, înălțimea va fi cuprinsă între 25 și 27 cm, iar pentru adulți, între 27 și 28 cm. Deci, acestea sunt mărimile, înălțimea standard. După care, așa cum vă spuneam, diametrul căpușorului îl veți obține, diametrul băscuței, scuzați, îl veți obține împărțind diametrul la 3,14. Și, ca să repet din nou, pentru 0-3 luni, diametrul băscuței va fi de 12 cm. Pentru 3-6 luni, va fi de 14 cm. Pentru 6-12 luni, 16 cm. Pentru 1-3 ani, 16 cm, pentru adolescenți 18 cm, iar pentru adulți 18 cm. Deci acesta este practic modul în care noi reușim să calculăm. Așa cum vă spuneam, nu vom lucra astăzi. Eu sunt cam găcită, vă rog să-mi scuzați vocea, chiar
ținut foarte mult să fac această precizare, acum noi suntem un canal de YouTube pentru doamnele începătoare, cred că aceste detalii sunt foarte importante pentru dumneavoastră. Dacă vă este util, dacă vă este pe plac, vă rog să distribuiți acest material, să lăsați un comentariu, să puneți întrebările dumneavoastră, nu uitați să lăsați un like, cine nu este înscris pe canalul de YouTube se poate înscrie, totul este gratuit. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salut, Tatiana!